Am revenit pe partea a doua a întâlnirii noastre în curtea școlii. Invitatul de astăzi este domnul profesor Cezar Strugariu, director al Centrului Școlar de Educație Inclusivă Sfântul Andrei din Gura Humorului. Și înainte de pauză, domnule director, vorbeam despre faptul că mulți dintre părinți evită poate să facă un lucru mult mai util pe termen lung pentru copiilor care au nevoie așa de o aplecare specială. Spuneam că evită să-și înscrie copiii în astfel de centre de educație inclusivă din teama că acest lucru îi va afecta în procesul viitor de încadrare în câmpul muncii. E așa sau dimpotrivă, înscriindu-l pe un astfel de copil care are cerințe educaționale speciale, îi dai o șansă în plus? Într-adevăr, am și exemple personale de copii care mă întâlnesc prin oraș, prin Gura Humorului, și care îmi povestesc pe unde au ajuns, pe unde lucrează, dacă și-au întemeiat o familie la noi în România sau chiar în străinătate. Deci copiii au un viitor. Deci au, fie că sunt în învățământul de masă, fie că sunt în școlile speciale, au un viitor. Pot să înceapă în învățământul special din clasa pregătitoare și pot să termine până la școala profesională, inclusiv, având un atestat. Haideți să vedem, pentru că e și aceasta o problemă. Copiii din învățământul de masă cu cerințe educaționale speciale, din câte știu, susțin aceeași probă a evaluărilor naționale și asta e un mare minus, spun eu, având în vedere că ei au o curiculă adaptată, ar trebui adaptat și examenul național. În cazul copiilor care sunt în aceste centre, ei susțin această evaluare națională sau care este parcursul lor? Parcursul este la sfârșit de școală profesională, unde pentru dobândirea certificatului și diplomei este un examen. Deci înțeleg că finalizează cursurile gimnaziale, clasa 8-a și apoi merg mai departe. Clasa 10 aproape. Da, clasa, da, și merg mai departe la școala profesională, da, care e în aceeași locație. În aceeași instituție, doar în alte pavilioane și acolo deci sunt mai multe paliere. Avem și un afiș cu oferta noastră, pentru că e important așa și impactul vizual poate ajuta. La momentul la care, să spunem, un elev finalizează cursurile școlii profesionale, ce specializare sau ce abilitare are? Cum vedem acolo, este în domeniul textil, o să fie croitor. După aia avem domeniul tâmplărie, tâmplar universal, și domeniul bucătar. Acolo mai patiser, deci mai multe paliere de astea. Deci meserii care se caută. Da, care se caută și inclusiv în zona noastră a humorului. Posibil pe viitor să mai apară și alte... Și alte... Exact. Exact. Bun. Confecționer, tâmplar, spuneați bucătar. Bucătar, da. Sunt într-adevăr meserii importante și meserii pe care, iată, acești copii le-ar putea profesii, le-ar putea profesa. Pe de altă parte, până să ajungi să termini școala profesională, ai acest traseu pe parcursul la 10 și mai mulți ani de școală. Școala care este sprijinită în cadrul sau în cazul unui astfel de centru inclusiv de specialiști, spuneam mai devreme. Da. Sunt, mă gândesc, învățători, nu? Sunt profesori la gimnaziu, dar activitatea lor este sprijinită de activitatea altor specialiști. Programul, cred, este diferit. Numărul de elevi din sala de clasă este diferit. Povestiți-ne un pic despre aceste lucruri. Pe lângă profesori și învățători, mai avem terapeuții, de unde fac parte și eu, ca și kinetoterapeut. La noi în școală sunt în număr de 18. Dar aici, dacă dau un exemplu la o clasă de 5-6 elevi cu deficiență severă, vă dați seama câți specialiști interacționează cu elevii pe parcursul a 4 ore. Mă refer de la 8 la ora 12. Deci, un copil îl iau eu ca și kinetoterapeut, pentru că lucrez unul la unul. Logopedul sau psihologul, la rândul lui, ia un elev. După aia mai sunt profesori, inclusiv profesori de religie. Și ceilalți doi sau unu sau trei rămân cu învățătorul la clasă.
Deci copilul într-adevăr are mai multă atenție din partea cadrelor didactice decât cei din învățământul de masă. Da, și să înțeleg că aceste clase sunt organizate în funcție de gradul deficiențe, da. Deficiențe, gradul de, da? Handicap, să zicem așa. Și există și clase cu copii cu deficit da, ușor, moderat, ușor, da? Și sever. Și acolo numărul este mult mai mare de elevi per clasă. Deci există și acolo numărul e mai mare. Ce da. Înseamnă mai mare? Păi mergem la 7-8, după aia 13-15-16. Am înțeles, dar nu se duce la 26, nu, așa nu, cum nu, e nu, în învățământul de masă, nu? Nu, 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 nu. Pentru că pe durata pauzei vorbeam așa și cu colegii mei, nu? Și ne povesteau despre experiența pe care o au în învățământul de masă cu astfel de copii care, spuneam mai devreme, ar putea beneficia de o atenție sporită în cadrul unui centru inclusiv, copii care, iată, sunt privați până la urmă. Oricât de mult, spuneam mai devreme, învățătorul și-ar dori, oricât de mult profesorul și-ar dori, să spunem, informațiile pe care le are, nu știu, din formarea inițială, din facultate sau din, nu știu, liceu pedagogic legate de învățământul acesta special, legate de nevoile unei astfel de copil, ele sunt foarte, foarte scăzute. Și totuși rămâne această idee că e necesară incluziunea. Eu cred că e necesar ca toți, ca societate, să fim toleranți și să reușim să privim cu bunătate, cu, pe cât se poate să ne dorim așa să-i includem ca cetățeni activi. Pe de altă parte, povesteați că aveți parteneriate în școală și ați văzut cum se întâmplă lucrurile în alte țări legat de această problemă. Și spuneați despre cazul Franței și am să vă rog să detaliați puțin. În Franța am avut și avem în continuare un partener cu o fundație de acolo, Papillon Blanc. Lucrurile la ei stau mult mai ușor. Sunt centre foarte mari, au școli foarte mari, toate sunt dotate cu ateliere de muncă. Într-unul din ateliere am văzut persoane cu dizabilități, persoane cu deficiențe mentale care lucrau pe diferite paliere. Mă opresc la unul din ateliere, era o doamnă cu sindrom Down, dacă pot spune așa, cu sindrom Down, care separa plicuri pe diferite coduri, pe diferite localități. Aici era un parteneriat între fundația respectivă și poșta franceză. Ea lucra pe zona respectivă. După aia am mai văzut alte persoane cu sindrom Down care pur și simplu ambalau diferite dibluri, holșuruburi pe diferite măsuri pentru o altă firmă. Alții lucrau într-un mini-atelier de tipografie, făceau, tipăreau flyere pentru diferite firme sau confecționau diferite cutii de carton și ambalaje. După aia am mai văzut centre, unii m-a frapat și într-o discuție cu colegii de acolo, centre cu care au și terapii asistate de animale. Acolo aveau și o mică microfermă, aveau câțiva cai în terapie. Și au și inclusiv aquaterapie, terapie în mediul acvatic pentru copiii cu autism. În discuția mea cu ei, erau cam 5 specialiști. Era un kinetoterapeut, era un psihomotrician, era un aquaterapeut și mai departe un terapeut asistat, deci cei care lucrează cu animale. La noi, toate lucrurile astea le facem noi, kinetoterapeutul. Deci noi suntem bun la toate. Cum se întâmplă de altfel în multe privințe pe la noi, din păcate, și atunci când le faci pe toate, nu reușești să le faci la fel de bine cum ți-ai dori. Vorbeam despre această diferență și mă întrebam dacă la dumneavoastră există astfel de ateliere în care elevii să facă efectiv lucruri deja înainte de a absolvi școala, care să meargă spre comunitate. Bine,
pe lângă respectivele ateliere de care am discutat noi adineauri, mă refer la timplărie. Ei pot confecționa diferite lucruri, dar din păcate lucrurile le confecționăm pentru noi și le folosim în cadrul unității. A, nu sunt valorificate încă în afară. Încă nu sunt exteriorizate. Bun, dumneavoastră sunteți... ar putea. Ar putea, multe lucruri s-ar putea, dar dumneavoastră sunteți un director, proaspăt director, nu? Din aprilie, al acestui centru școlar de educație inclusivă Sfântul Andrei Gura Humorului. Director adjunct, bănuiesc că reușiți să colaborați foarte bine cu cei din Consiliul de Administrație, nu? Care coordonează activitatea și poate, cine știe, nu? Prin accesarea fondurilor europene s-ar putea face aceste lucruri și la Humor și gradul de atractivitate ar putea crește. Suntem în discuții cu diferite persoane să reușim să atragem și fondurile europene și să vedem cum putem să ne pliem pe piața exterioară. Se pot face o sumedenie de lucruri. Dar, așa numită autofinanțare, cum ar veni. Dar va urma. Timpul a fost destul de scurt. Vă dați seama, din aprilie și până acum n-am reușit așa să ne deslușim cât de bine. Dar mă bucur că am schimbat un pic macazul și acum la conducerea școlii pe director plin este un psiholog și pe director ajuns este subsemnatul kinetoterapeut. Da, oricum e important așa să vă faceți o strategie și mă gândesc că ați avut în perspectivă, așa ați visat un pic mai mult decât la ceea ce este acum, nu că n-ar fi bine și ceea ce se întâmplă acum în Centrul Școlar de Educație Inclusivă Sfântul Andrei din Gura Humorului, dar e foarte important, nu, ca și în cazul copiilor, să le creăm așa niște țeluri mai înalte pentru a-și atinge potențialul maxim. Așa e și cu un manager de școală până la urmă. Trebuie să aibă ținte cât mai înalte pentru ca un beneficiu școlii până la urmă copiilor care sunt beneficiarii finali. Spuneați că sunteți kinetoterapeut și că mă gândesc că asta faceți, nu? Sau acum mai puțin pentru că sunteți director adjunct, nu mai știu, orele sunt mai puține? Sunt ore. Ca și director adjunct, ai posibilitatea de a ai o anumită normă de ore de bază și plus orele suplimentare în cadrul unității. Asta înseamnă că vă desfășurați în continuare activitatea aceasta de kinetoterapeut. Și care este peste orar, când am renunțat și nu voi renunța niciodată la pacienții mei pe care am din exterior. Da, că e un lucru important acesta. Văd că deja vorbiți așa cu pasiune când vine vorba de kinetoterapie. Știu că ați organizat și un simpozion în weekendul trecut, la care au fost prezenți, invitați și din străinătate și din țară, mă gândesc, nu? Povestiți-ne un pic care a fost scopul simpozionului, cine a fost prezent și până la urmă care va fi impactul, nu? Despre asta vorbim în activitatea de kinetoterapeut, pentru că înțeleg că a fost pe această problematică a kinetoterapiei. Da, intitulat și Simpozionul Internațional de Fizioterapie. Suntem la ediția 3-a, deși ar fi trebuit acum să fim pe la 5-a sau 6-a, dar pandemia, să mulțumim pandemie că ne-a ținut așa pe linia moartă un timp. Ediția a treia, musafiri am avut din Polonia și inclusiv din Republica Moldova, cu care colaborăm foarte bine, suntem parteneri. Ce pot spune despre simpozion de data asta a fost deosebit pentru că locația a fost nouă și locația este nouă pentru că avem acum sub custodie o clădire nouă, datorită și mulțumim pe această ocazie și Consiliului Județean Suceava pentru noua clădire, că la etaj este anfiteatru cu 140 de locuri, plus după aia săl de clasă dotate cu laptop, cu tablă inteligentă, cu absolut tot ce este nevoie și mai multe ateliere de croitorie în sala respectivă. Dar respectiv sala de anfiteatru de nota 10. Chiar a fost admirată de colegii noștri din afară. Musafiri și ca parteneri am avut pe cei de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Mai nou, posibil să lărgim sfera, să atingem un pic și Facultatea de Medicină
nou înființată la noi, Colegiul Fizioterapeuților, care ne este partener de atâția ani, prieteni și studenți. Că până la urma urmei, noi suntem acolo de a aduce un surplus kinetoterapiei și de a-i ajuta și de a-i sprijini pe cei care vor să îmbrățișeze profesia de kinetoterapeut pe viitor. Da, și trăgând linie la finalul acestui eveniment, care au fost ideile, să spunem, care au rămas pentru cei care au participat? Deci au rămas surprins, uimiți de felul cum am abordat tema kinetoterapiei și m-am gândit așa pe viitor să fie o temă legată strict de învățământul special și de persoanele cu dezabilități. Acum a fost o temă așa, la modul general. Fiecare a abordat diferite probleme, inclusiv domnul Nemțoie, domnul doctor chirurg maxilofacial Nemțoie, care este și la Universitatea din Suceava, Facultatea de Medicină, a prezentat o temă interesantă despre o articulație care este, pare așa banală, articulația temporomandibulară. Deși, cât pare ea de mică, se poate face recuperare și pe respectiva. Și există o patologie destul de complexă la nivelul ei. Restul a fost abordate diferite teme din ortopedie, neuro, respectiv accidentele vasculare cerebrale, alte probleme de statică vertebrală. Chiar am avut un domn bioinginer de la Iași care a prezentat o lucrare despre scolioza și de pe protezarea și ortezarea scoliozei. Am înțeles. Da, sunt foarte multe problemele acestea pe care le poate rezolva kinetoterapia, nu? Da. Există cerere, poate și acesta este motivul pentru care, iată, sunt din ce în ce mai mulți specialiști. Există o specializare și în cadrul Universității Ștefan cel Mare, da, din Suceava, este adevărat. Da, a treia ediție, vă urez succes, pentru că, iată, tocmai spuneați că a fost un eveniment foarte interesant, care a oferit informații și studenților, viitorilor specialiști. Reîntorcându-ne la activitatea Centrului Școlar de Educație Inclusivă, mă întrebam ce se întâmplă pe perioada verii, pe perioada vacanței cu copiii. Merg în familii, rămân acolo, cum e? Marea majoritate revin în familie, de unde provin. Deci au sau și la vacanță. Tutorii legali care sunt. Uh-huh. Au și ei vacanță, da. Ceilalți revin de la serviciile de protecție a copiilor, care, inclusiv din gura humorului, de la grădinița specială din Fălticeni, dar pe timpul verii, momentan nu desfășurăm activități. Aveți vacanță și noastră. Vacanță. Posibil pe viitor și cu siguranță avem în obiectivele noastre strategice să înființăm și o școală de vară pentru copiii noștri. Aceasta era următoarea întrebare, dacă se întâmplă astfel de evenimente pe parcursul verii și la noastră. Se vor întâmpla. Viitor. Se vor întâmpla, cu siguranță, pe viitor. Da, e un lucru important, așa că v-ați stabilit puncte strategice, interesante. E importantă și această colaborare cu instituții de învățământ cu același specific din afară, pentru că sunt, până la urmă, modele de bună practică. Putem măcar visa, nu? Dacă nu avem și finanțarea necesară. Dar cine știe, așa cum spuneam, implicarea comunității, proiecte europene pot să aducă banii necesari pentru a crește valoarea și atractivitatea unor astfel de instituții de învățământ. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Cred că am reușit așa în mare să atingem punctele importante, pentru că ceea ce ne-am propus practic prin intermediul acestei întâlniri a fost să facem mai cunoscută, să spunem, părinților, bunicilor, acelora care sunt interesați de acest sector sau această părticică de educație, nu? Educația din centrele școlare inclusive și aceia care aveau nevoie, să spunem, de informație să o aibă. Dacă a rămas ceva așa important de precizat? Să spun scurt și la obiect. Noi avem și site-ul nostru al școlii unde... Da, un lucru foarte important. Eventual, se pot informa cu absolut tot ce conține un centru școlar de educație inclusivă. Da, uite, și oferta educațională a centrului școlar de educație inclusivă.
E, spuneam, o informație foarte importantă, pentru că în lumea în care trăim, așa foarte grăbită și în care resursa timp este foarte limitată, informația e important să se găsească în spațiul online. Sunt școli de masă care nu au site-uri puse la punct. Recunosc că n-am vizitat site-ul dumneavoastră, însă mă uit, am să intru pe el să văd cât de eficient e realizat, astfel încât să-mi ofere o imagine a ceea ce se întâmplă. Și pentru părinții sau cei care sunt interesați de, spuneam, de un centru de școlar de educație inclusivă, e un lucru de făcut, de a accesa site-ul, deci sunteți în spațiul online. Da. Pe parcursul verii luați vacanță, dar reveniți la final de august. Știți că anul acesta începe mai repede. Ne grăbim puțin și cu întoarcerea la școală. Ce să zic, vă mulțumesc pentru prezența de astăzi în curtea școlii. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Și vă urez să vă atingeți toate acele puncte pe care le-ați trecut sau pe care urmează să le treceți, dacă nu pe hârtie, măcar mental, în planul acela de dezvoltare a școlii. Managerea ale instituției, da. Da, mulțumesc încă o dată și succes în tot ceea ce faceți. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost alături de noi la această întâlnire în curtea școlii, despre care anticipam că e ultima din acest an școlar. Urmează o vacanță bine meritată pentru foarte mulți, după un an în care, dacă la început a fost încă pandemia prezentă prin școli și în general peste tot, apoi lucrurile s-au reglat, a fost mai greu să intrăm în ritm mult de dinainte de pandemie, dar iată că am reușit și sper ca toți absolvenții de clasa a 12-a și a 8-a să poată spune că în ciuda provocărilor pe care le-au avut timp de 2 ani înainte de aceste evaluări, au reușit să atingă acele rezultate pe care și le-au dorit. Așadar, vă mulțumesc dumneavoastră, le mulțumesc celor care sprijină emisiunea noastră, așa cum am mai spus, doamnelor de la salonul Perfect Style. Vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături și sper la o reîntâlnire după vacanță, sănătoși, bucuroși și cu și mai multă energie pentru anul școlar 2022-2023. Până la următoarea întâlnire, vă urez tuturor vacanță plăcută!